astăzi a fost dat start proiectului 48 Hours Film Challenge Way Up. 6 echipe din Moldova, una din Azerbaijan și o echipă din Belarus vor munci timp de 48 de ore pentru a crea câte un film de scurtmetraj. Este un proiect foarte ambițios în care 6 echipe din Republica Moldova, una din Belarus și alta din Azerbaijan vor încerca să facă filme timp de 48 de ore. Vor fi într-o concurență directă, deci timp de 48 de ore de nesombănuiesc eu. Trebuie să elaboreze scenariul, să filmeze filmul și să îl monteze ca să-l proiectăm duminică seara pe ecran aici, în această curte minunată. Este un concurs care se petrece în toată lumea, un concurs în care echipele trebuie să facă un film de ficțiune care să nu depășească 7 minute durată. Sunt anumite condiții care le-am anunțat concurenților, trebuie obligatoriu să folosească o linie de dialog pe care le oferim noi, o recuzită și doi actori. Sigur că fiecare concurs are condițiile lor, noi am hotărât că e suficient să le oferim doar asta. Astăzi, în câteva minute, va începe, vom da start acestui concurs, va încheia exact la ora 17 duminică. Vor avea 48 de ore pentru a scrie un scenariu, pentru a filma și pentru a face postproducția. Proiectul se află la cea de-a doua ediție și este susținut de Telefilm Chișinău în parteneriat cu Univers Studio și cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova.